Joi seara, în municipiul Câmpulung, în intersecția de la gardă, două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier. Șoferul unui autoturism Fiat Punto, care se îndrepta dinspre Valea Mare Pravăt spre Câmpulung, a virat la stânga în intersecție, fiind lovit de un Mercedes-Benz care venea din sens opus. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție de la biroul rutier Câmpulung, care a demarat cercetările. Se pare că ambii șoferi vin cu povestea lor pentru a-și susține nevinovăția și spun amândoi că au trecut pe culoarea verde la semafor. Deci nu a... Unde ați fost pasager? Dreapta spate? Dreapta spate. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Vă rog frumos, suflați până să stingem pe cuverte. Să nu vă opriți. Gata. Unde e conducătorul celor? Aici, eu sunt. Da. Zero, da? Da. Suflăm continuu. Unde e celor conducătorul? Uitați, cu zero calul nostru, da? Traficul rutier a fost îngreunat pe o lungă perioadă de timp, fiind nevoie ca polițiștii și cei prezenți la fața locului să mute mașinile din intersecție. Rămâne de văzut cine se face vinovat, deoarece fiecare șofer are povestea lui. Polițiștii vor cere imaginile de pe camerele de supraveghere de la magazinele aflate în zonă. Din fericire, nu au existat victime, însă ambele mașini sunt destul de avariate.